după Ioan, capitolul 12, de la versetul 27 la versetul 30. Acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, scapă-mă de ceasul acesta, dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, glorifică numele Tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, L-am glorificat și îl voi glorifica iarăși. Mulțimea care stătea acolo și care auzise, a zis că a fost un tunet. Alții ziceau, un înger a vorbit cu el. Iisus a răspuns și a zis, glasul acesta nu s-a auzit pentru mine, ci pentru voi. Avem o Biblia în Evanghelia după Ioan, la capitolul 12. Titlul acestui mesaj este în versetul 27. Eu tocmai pentru aceasta am venit în lume, zice Domnul Iisus Hristos. Eu tocmai pentru aceasta am venit. Aș vrea să ne întrebăm fiecare dacă știm pentru ce am venit în lumea aceasta. Și care este rostul meu pe acest pământ? Și una din cântările care ne-am cântat cu adunarea în seara aceasta s-a potrivit foarte bine cu tema acestui mesaj, anume cântarea Domnul nu face nimic fără scop. Chiar dacă trec prin cuptor, chiar dacă sunt testat, testul vine de la Domnul, chiar dacă ajung la lucruri mari și sacrificii mari, știu că totul conduce, spunea la refren, spre un bine, spre un rost. Deci care este rostul meu pe acest pământ? De ce m-am născut unde m-am născut? De ce s-a născut Domnul Iisus la Betlehem? De ce m-am născut eu la Risa? De ce v-ați născut dumneavoastră? Unii sunt nemulțumiți cu locul unde s-au născut. Mai bine mă nășteam în Germania sau în America, era și mai bine. De ce m-am născut unde m-am născut? De ce m-am născut în vremea în care m-am născut? În secolul trecut sau alții, în secolul ăsta? Sau... De ce m-am născut în vremea asta? De ce nu m-am născut acum 500 de ani? Sau de ce nu m-am născut peste 200 de ani? De ce m-am născut în familia care m-am născut? Ai, ce n-aș da să pot să schimb familia în care m-am născut, da? De ce m-am născut în locul în care m-am născut? În familia în care m-am născut? De ce am primit o anumită îngrijire, o anumită educație? De ce am avut anumite oportunități și circumstanțe în viața mea? De ce mă aflu, în cazul meu, de ce mă aflu eu astăzi la Coșteiu? Mi-aduc aminte atunci când am hotărât să ne mutăm aici și am vorbit cu Lidia, cu cei unde stăteam, la turnul Rien și cu alții, le spuneam, ne mutăm la Coșteiu. Și aproape niciunul dintre ei nu puteau să înțeleagă cum să ne mutăm dacă nu cunoaștem pe nimeni, dacă nu mi-a oferit nimeni nicio slujbă, dacă nu știm exact unde o să stăm. Toți credeau că aveți neamuri acolo, aveți ceva. De ce sunt eu astăzi aici? De ce ești tu astăzi aici? De ce am familia pe care o am? De ce slujesc Domnului în cazul meu în Biserica Maranata și la colegiul acesta? De ce se întâmplă lucrurile acestea? Există vreun plan? Adică, este vreo logică în asta? Există vreun rost în toate aceste evenimente din viața mea? Sau este pură întâmplare? Așa m-a purtat viața. Auzi un oameni care zic, viața m-a dus acolo, viața m-a dus dincolo. Cu alte cuvinte, este întâmplare. Sunt niște decizii pe care le iei pe moment și nu, este pură întâmplare. Oare așa să fie sau există vreun rost? Am eu vreun scop? Am eu vreo menire în această viață? Sau doar trăiesc așa cum mă poartă viața? Pentru ce am venit pe lume? Pentru ce a venit Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, pe lume? Dar tu, pentru ce ai venit pe lume? Te-ai întrebat? Există vreun rost pentru viața ta? Dar haideți să ne gândim la câțiva oameni din Scriptură. Avram. Pentru ce a venit pe lume? Care a fost rostul lui? Sau Moise? Sau Samson? Am auzit în dimineață, s-a fost pomenit Samson. A avut Dumnezeu un rost, un plan cu Samson? Pentru ce a venit pe lume? Pentru ce s-a născut unde s-a născut? Sau David? Sau Solomon? Sau Daniel? Pentru ce a fost dus în captivitate de la o vârstă așa de tânără? Sau Estera? Pentru ce a ajuns la curtea împăratului? I-a spus Mardoheu, s-ar putea ca pentru un ceas ca acesta să fie ajuns regine. Sau Ioan Botezătorul? Sau Iisus din Nazaret? Pentru ce s-a născut? Unde s-a născut? În familia care s-a născut? Sau Apostolul Pavel? Sau Apostolul Ioan? Sau alții?
Au avut ei vreun scop anume pentru care s-au născut sau doar așa la întâmplare? Și dacă recunoaștem că da, nu este la întâmplare, ci că da, există un scop anume pentru care ne naștem unde ne naștem și primim oportunitățile pe care le primim, și că da, Avram, Moise, Samson, toți au avut un scop cu care s-au născut și un rost și o menire de la Dumnezeu pentru viața lor, atunci să mergem mai departe și să punem întrebarea, și au împlinit ei această menire? Și au împlinit ei acest rost al vieții cu care s-au născut? Unii dintre ei, da. Dar câți dintre ei? Unii mai mult, alții mai puțin, alții aproape deloc. A fost un eșec total față de scopul cu care s-au născut. De ce? De ce? De cine depinde? Și ce voi face eu? Îmi voi împlini scopul, menirea cu care m-am născut? De cine depinde lucrul acesta? Eu ce voi zice? Domnul Iisus Hristos zice în versetul 27, când ajunge față în față cu scopul pentru care a venit în lumea aceasta, cu rostul pentru care a venit în lumea aceasta, și El spune, sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice acum? Care va fi alegerea mea? Eu ce voi zice? Doamne, scapă-mă de ceasul acesta? Eu ce voi zice? Doamne, scapă-mă de ceasul acesta când dau de greu sau când trebuie să sacrific? Sau, recunoscând planul lui Dumnezeu pentru viața mea, voi zice ca și Domnul Iisus, Tată, glorifică numele Tău. Adică ce însemna asta? Să meargă înainte planul Tău, Doamne. Nu mă dau înapoi de la nimic. Lasă să sufăr dacă trebuie să sufăr, lasă să pierd dacă trebuie să pierd, lasă să se întâmple ce trebuie să se întâmple pentru ce am venit. Tată, nu zic scapă-mă, că și pentru asta am venit. Chiar prin suferință, chiar prin sacrificiul meu. Eu ce voi zice? Tată, scapă-mă? Sau Tată, glorifică numele Tău? Să ne gândim la asta fiecare dintre noi. Și cu aceste gânduri introductive, haideți să ne uităm la această întâmplare din viața Domnului Iisus Hristos și să lăsăm pe Dumnezeu să ne învețe câte ceva în seara aceasta. Mai întâi, aș vrea să întoarcem la începutul acestei întâmplări, și anume versetul 20, din Ioan 12. Și începând de la versetul 20 și 21, spune că erau câțiva greci dintre cei care se urcaseră să se închine la sărbătoare. Ce sărbătoare? Era sărbătoarea... Ce sărbătoare era? Paștelui, da, am auzit bine. Era sărbătoarea Paștelui, da? Domnul Iisus Hristos se afla în săptămâna Paștelui, era aici, da? Următorul capitol, Ioan 13, este cina cea de taină. Domnul Iisus spală picioarele ucenicilor și apoi merge la Ghețimani și apoi la Golgota. Da? Deci era doar cu 24 de ore înainte ca Domnul Iisus să fie arestat. Da? Sau, mă rog, să meargă la cina cea de taină. Câțiva greci au venit, spune, la sărbătoarele să se închine. Și aceștia s-au apropiat de Filip, apostolul, care era din Betsaida Galilei și l-au rugat zicând, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Câțiva greci vor să vadă pe Iisus. Ce înseamnă asta? Acum, trebuie să înțelegem câteva lucruri. Acești greci nu erau, cum să zic, iudei care vorbeau grecește, așa cum întâlnim în Faptele Apostolilor, capitolul 6, ci erau greci-greci. Adică erau dintre neamuri care erau prozeliți, adică se convertiseră la iudaism. Fie ei, fie părinților, erau prozeliți, adică se convertiseră la iudaism. Se încredeau în Dumnezeul iudeilor. Și, ca și ceilalți iudei, de trei ori pe an, cum poruncise Dumnezeu, cel puțin veneau la Ierusalim să se închine la templu. Și acești greci sunt o dovadă via faptului că după ce Domnul Iisus Hristos a fost respins de ai săi, de iudei, a venit la ai săi și a săi, și-a întors fața către neamuri. Și Evanghelia a început să fie propovăduită și oferită la neamuri. Acum, de ce au venit ei la Filip? Spune aici că era din Betsaida, nu avea legătură neapărat Betsaida cu Grecia, dar Filip este un nume grecesc, da? Filip Macedon, dacă știți din istorie, filipeni și așa mai departe, da? Probabil că Filip avea ceva cu Grecia, nu știu de ce, dar ei vin la Filip și probabil
vin mai întâi la el pentru că nu erau siguri că Iisus vroia să le acorde atenție sau să stea de vorbă cu ei dintre neamuri. Și noi nu zice, cum Iisus, cum se respingă pe cineva. Dar ei știau bine ce știau. Da? Noi uneori nu îl cunoaștem pe Iisus, așa cum zice Biblia despre el, îl cunoaștem numai din ce credem noi despre el sau ce zice lumea despre el. Pentru că dacă ne uităm în Matei 15 cu 26, când acea femeie dintre neamul cananeancă vine la Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus îi vorbește foarte dur și spune că nu este bine să luăm pâinea de la gura cățeilor și să de la gura copiilor, pardon, adică de la iudei, și să o dăm la căței, adică la neamul. El spune, eu am venit pentru casa, pentru ele pierdute ale casei lui Israel. Nu am legătură cu voi, n-am de-a face cu voi, nu am ce să discut cu neamurile. Așa că probabil din acest motiv, știind de această atitudine, aceștia caută să obțină o întrevedere prin Filip. Dar se pare că nici Filip nu este prea sigur pe el că Iisus o să dorească lucrul acesta, așa că se duce la Andrei. Și împreună, spune aici în versetul 22, Filip i-a spus lui Andrei și apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus. Și în sfârșit îi aduc pe acești greci la Iisus. Cererea lor, cel puțin ceea ce știm, ce vedem în Biblie, este interesantă și este nobilă. Domnilor, sau Domnule, zic eu lui Filip, vrem să vedem pe Iisus. Dar mai mult de atâta, nu știm exact de ce vreau să-L vadă pe Iisus și dacă i-au zis ceva lui Iisus sau ce i-au zis lui Iisus. Nu putem să spunem cu siguranță, fiindcă nu ne spune Biblia mai mult. Însă, citându-l pe comentatorul biblic William McDonald, a spune și eu că putem citi printre rânduri cam de ce vreau eu să-L vadă pe Iisus. Biblia nu spune, dar știm despre greci că iubeau filozofia. Iubeau filozofia și mai iubeau și plăcerile vieții, da? Nu prea iubeau munca. Iubeau filozofia, adică vorbăria, și plăcerile vieții. Da? Să trăiască bine, să mănânce bine, să trăiască bine. Într-un fel am putea spune că erau oameni raționali, da? Era logic ce ziceau ei din punctul de vedere al oamenilor pe pământ. Și aceștia, fiind la Ierusalim în această săptămână a patimilor, dacă țineți cont de alte evenimente care s-au întâmplat și de situația în care se afla Domnul Iisus Hristos și ce vreau farisei și marii preoți și așa mai departe, cu siguranță că acești greci văzuseră probabil din aceste conflicte sau auziseră că acest Iisus i-au pus gând rău și caută să-L omoare. Toată lumea în Ierusalim în zilele acelea știa despre acest conflict mai pe față sau nu între farisei și Domnul Iisus. Ne spune Scriptura că de la învierea lui Lazar au început să piardă ucenici și toți mergeau după Iisus și s-au gândit, gata, trebuie să-L omorâm și nu numai pe el, dar zice, și pe Lazar trebuie să-L omorâm, ca să nu mai rămână nicio dovadă a puterii lui. Și aceștia probabil erau conștienți de ceea ce se întâmpla și probabil fiind niște prozeliți, adică niște greci care credeau în Jehova, mă rog, credeau, erau mai mulți din tradiție, probabil se gândeau ei, hai să-l scăpăm cumva pe bietul iudeu ăsta, da? Am spus și de dimineață, imaginea lui Iisus în lume de atunci nu era un om influent, un om cu vază, un om puternic. Era popular printre cei de jos, dar era un om care oricine putea să facă orice cu el, adică autoritățile în mintea lor. Și grecii aceștia probabil se gândeau, nu știu, dar hai să-l sfătuim măcar, poate nici n-au auzit în ce pericol este, hai să stăm de vorbă cu el, să facem un bine. Nu știm exact lucrurile acestea. Dar putem deduce asta din răspunsul pe care l-a dat Iisus acestor oameni, fără să știm exact ce i-au zis ei, sau fără să știm exact măcar dacă i-au zis ceva mai întâi când l-au văzut. Poate că, la fel ca și în cazul lui Nicodim, care a venit la Domnul Iisus Hristos noaptea, Domnul Iisus le-a răspuns direct, cum i-a răspuns și lui Nicodim, fără să mai facă el nicio cerere. Domnul Iisus, care știa inima, i-a spus direct răspunsul la neliniștea din inima lui.
Poate că așa s-a întâmplat și în cazul acesta. Domnul Iisus le răspunde fără să mai trebuiască să zică ei ceva. Sau poate că ei deja îi spun ceva, nu știm lucrul acesta, dar care este răspunsul Domnului Iisus? Hai să vedem în al doilea rând care este răspunsul Domnului Iisus Hristos pentru aceștia. De la versetul 23 până la 25, practic vedem răspunsul Domnului Iisus, dar esența răspunsului Domnului Iisus Hristos se află în versetul 25. Și nu este un verset care îl găsim o singură dată în Scriptură. Versetul 25 spune, Domnul Iisus zice, cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Da? Și de aici putem să facem legătura cu motivul pentru care au venit acei greci să îl vadă pe Domnul Iisus Hristos. Cine își păstrează viața, zice Domnul Iisus, se irosește. Este paradoxal. Tu vrei să cruți, să pui deoparte, să-ți păstrezi sănătatea, să-ți păstrezi resursele, să ai la bătrânețe, dar practic ți-o irosești. Pe de altă parte, cine se consumă cu sacrificiu, fără să țină cont pentru lucrarea Domnului, are dobândă de ea și nu numai aici, dar spune și în veșnicie. Dacă citim în Matei 16 cu 25, Domnul Iisus Hristos spune acolo puțin, hai să vedem acele cuvinte, Matei 16 cu 25. Oricine dorește să-și scape viața, o va pierde. Și oricine își pierde viața pentru mine, o va găsi. Da. Acum, ce legătură are asta cu grecii? Grecii, ca și filozofi, credeau în filozofia autoconservării. Și filozofia autoconservării este o filozofie logică rațională pentru oameni. Corpul nostru are această, intenție de a se autoconserva, de a se păstra, de a se păzi, de a proteja organele interne și așa mai departe. Omul are această filozofie umanistă, dacă vreți, rațională, de a se autoconserva, de a se păstra, de a se cruța, de a se proteja pe sine. Și grecii credeau în această filozofie. Și Domnul Iisus Hristos, care știa lucrul acesta, le prezintă filozofia lui, care era exact invers. Și am numit filozofia aceasta, pentru că nu este singura dată când o vedem aici, legea recoltei. Domnul Iisus o prezintă și ca legea recoltei în general, grâul și porumbul, dar o prezintă și în înțeles spiritual a recoltei de suflete și al investiției vieții în lucrarea Domnului. Și Domnul Iisus Hristos începe prin a zice despre lucrurile normale, fizice, materiale. Și spune, adevărat vă spun în versetul 24, că dacă grăutele de grâu care a căzut în pământ nu moare, rămâne singur. Rămâne în viață, se păstrează pe el, dar rămâne singur. Dar dacă moare, ce se întâmplă? Aduce multă roadă. Aduce cel puțin un spic, o grămadă de grăunți. Amin? Este adevărat în agricultură. Da? Dacă păstrezi sămânța în habar, nu o să culești nimic. Spune Biblia în 2 Corinteni, capitolul 9, cred, dacă nu greșesc. Cine seamănă mult, mult va și secera. Cine seamănă puțin, nu, să nu irosim, să nu irosim. Dar să mai păstrăm, ca să avem să mâncăm pentru noi. Cine seamănă puțin, puțin va și secera. Este adevărat în agricultură. Și acum Domnul Iisus trece mai departe la lucrurile spirituale. Cine își iubește viața, o, nu pot, frate, nu, că nu, eu am romatism, eu pe mine nu pot să merg prin plic, eu nu pot să fac aia, eu trebuie să fac pentru casa mea, eu trebuie, știi, n-am timp, acum, da, mai am și alte lucruri. Cine scapă viața, cine își iubește viața, o va pierde. Se referă la viața asta de aici, da? Și cine își urăște viața în lumea asta, spune clar. Cui nu-i pasă cât de mult se sacrifică și se consumă în lumea asta și în viața asta, spune, o va păstra pentru viața veșnică. Filozofia grecilor și a rațiunii omului, în general, să mă feresc, să nu mă consum prea tare, să nu mă stresez prea tare, să mă cruț, să mă păstrez. Domnul Iisus spune, cu cât semeni mai mult, cu cât sacrifici mai mult,
cu atât culegi mai mult. Ucenici, roagă. Cu cât te păstrezi mai mult, cu atât rămâi singur. Da. Și cu cât rămâi singur, versetul 23 este prima propoziție pe care le-o dă Domnul Iisus ca și răspuns. În versetul 23, el i-a zis zicând, a susținut ceasul să fie glorificat Fiul omului, nu să fie păstrat. Fiul omului n-a venit pe pământ să fie pus la naftalină, să fie păstrat, să ajungă la pensie, să trăiască bine, să poată să meargă în vacanță în fiecare an, să-și construiască, să facă. A venit ca să fie glorificat, pentru asta am venit. A susținut ceasul, nu mă voi da înapoi de la asta. Dacă grăuntele de grâu rămâne singur, dacă grăuntele de grâu căzut în pământ nu moare, rămâne singur, zice Domnul Iisus. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine își iubește viața, o va pierde. Cine își urăște viața, anume asta, o va păstra pentru viața veșnică. Și versetul 26. Acum, Domnul Iisus se adresează în special apostolilor. Se întoarce de la greci și se adresează în special apostolilor care i-au promis credință, care i-au făcut promisiuni că îl vor urma, cum a zis Petru, oriunde vei merge, și de asemenea celorlalți iudei care au declarat credința în Iisus și le spune, dacă îmi slujește cineva să mă urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Domnul Iisus Hristos zice, oricine zice că este ucenicul meu și oricine crede că îmi slujește mie, trebuie, zice Domnul Iisus, trebuie să mă urmeze. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Dacă ne uităm în Luca la capitolul 6 și versetul 46, Domnul Iisus spune acolo, de ce tot îmi ziceți voi, Doamne, Doamne, adică stăpâne, asta înseamnă Domn, stăpân, stăpânul meu, de ce tot îmi ziceți voi, stăpânul meu, stăpânul meu, și nu faceți ce vă zic eu? Cum se potrivește ce scoateți voi pe gura voastră, pe buzele voastre, cu ce faceți voi în viața voastră? N-am nevoie atâta să mă domniți și mai degrabă faceți ce vă zic eu. Amin? Amin. Unde sunt eu, acolo trebuie să fie și ucenicul meu, zice Domnul Iisus. Dacă mă slujește cineva, trebuie să mă urmeze. Și în prima sa epistolă, Apostolul Ioan, probabil revizuind aceste întâmplări din viața lui cu Domnul Iisus și ceea ce este scris aici în Evanghelie, în prima sa epistolă, în capitolul 2 și versetul 6, Ioan zice, cel ce zice că rămâne în el, trebuie să umble și el cum a umblat Iisus. Zisul este una și făcutul este alt. Deci, înapoi în Ioan 12 cu versetul 26, Domnul Iisus zice, trebuie să mă urmeze și acolo unde sunt eu să fie și slujitorul meu. Și zice Domnul Iisus Hristos, dacă face cineva așa și dacă îmi slujește cineva, chiar nu-și iubește viața până la moarte și nu-și păstrează viața și nu tot se cruță pentru nu știu ce bătrâneți și alte lucruri, dacă îmi slujește cineva în felul acesta, spune Domnul Iisus, Tatăl îl va cinsti, îl va onora. Asta este în directă legătură cu primul verset care îl dă Domnul Iisus Hristos în răspuns a celor greci. A venit ceasul să fie onorat Fiul omului. A venit ceasul să fie glorificat Fiul omului. De ce? Pentru că a venit ceasul să moară pentru Evanghelie. pentru ca să aducă roadă, să aducă multe roadă. Dacă plujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Iisus le zice grecilor, pe scurt, dacă concluzionăm ce le zice, măi, oamenilor, filozofia voastră, asta a păstrării, autoconservării, are logică la oameni. Și, sincer să fim, are și o anumită răsplată, o anumită satisfacție, pe termen scurt, în lumea asta, da? Când eram în lume, și învățam anumite lucruri practice, cei mai în vârstă m-au învățat următorul proverb. Dacă dai, ai. Nu mai da, să vezi cum ai.
este tot bazat pe această filozofie a conservării, a păstrării. Are o anumită logică și pentru termen scurt s-ar putea să aducă și o anumită satisfacție, dar aveți grijă, zice Domnul Iisus, ce vă spun eu, legea recoltei, este în totală opoziție cu ce, cu principiul vostru de viață, al conservării. Legea recoltei înseamnă consumarea vieții, fără să te dai înapoi de la nimic în lucrarea Domnului. Și asta vă va aduce satisfacție veșnică și vă va aduce onoare de la Tatăl. Tatăl îl va cinsti, zice Domnul Iisus. Dacă îmi slujește cineva, trebuie să mă urmeze și acolo unde sunt eu, să fie și slujitorul meu. Și cel care mă slujește în felul acesta, Tatăl îl va cinsti. Ajungem la versetul 27, întrebarea. Ce voi zice eu? Ce voi zice? Iată, zice Domnul Iisus, iată ce îmi propuneți voi să mă pun la adăpost. Apropo, nu doar grecii i-au propus, dacă asta, din răspunsul Domnului Iisus, deducem că despre asta discutau. Dar nu doar ei. Ucenicii, apostolii Domnului Iisus, în repetate rânduri au sugerat asta. Petru i-a zis să te ferească Dumnezeu de așa ceva. Cum să te duci și să mori? În repetate rânduri au zis, scapă-ți viața, scapă-ți viața. Să nu se întâmple așa ceva. Și Domnul Iisus Hristos zice, dar ce voi zice eu acum? De cine voi asculta? De filozofia lumii? Sau de Tatăl? Cine va fi glorificat? Cine va fi înălțat? Ce voi zice eu? Vedeți? Teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Iisus a vorbit bine. A zis bine ce le-a răspuns grecilor. Dar acum trebuia să împlinească în trup de om. Cu alte cuvinte, trebuia să simtă pe pielea lui. Domnul Iisus a simțit totul pe pielea lui. A băut paharul până la ultima picătură a suferințelor. Și a ispășit toate păcatele întregii lumi. Adică a plătit înaintea dreptății lui Dumnezeu. A fost pedepsit pentru fiecare păcat a fiecărui om care a trăit vreodată. Teoria ca teoria, dar acum urma practica. Acum, apropierea Calvarului pentru Domnul Iisus Hristos era tot mai reală și sufletul său era tulburat, gândindu-se la ceea ce avea să-i se întâmple. Și în versetul 27, Domnul Iisus spune, și eu simt asta, și eu simt asta. Acum sufletul meu este tulburat. Știu ce mă așteaptă. Acum sufletul meu este tulburat. Lucruri rele aveau să-i se întâmple. Lucruri josnice, lucruri nedrepte. Avea să fie trădat, părăsit de toți apostolii și de Petru, care a zis că va merge cu el până la moarte. Avea să se blesteme Petru că nu l-a cunoscut, nu l-a văzut niciodată, nu știe cine este. Și chiar Tatăl avea să-i întoarcă spatele. Dacă citim în cartea prorocului Isaia, capitolul 53, de la versetul 3, spune că era disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Au strigat, tu ești Fiul lui Dumnezeu? Dă-te jos de pe cruce dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Arată-ne cine ești. Salvează-te pe tine ca să știm că ne poți salva și pe noi. Tâlharii de pe cruce l-au bagiocorit și ei. Și toți oamenii care treceau l-au bagiocorit în același fel, spune Scriptura. Dar El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem vindecați. Gândindu-se la toate aceste scene care aveau să vină și Domnul Iisus știa, spune, sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice acum? Când trebuie să trăiesc ce zice Biblia. Nu doar să știu ce zice Biblia. E bine să știm răspunsurile corecte. Da, așa trebuie, frate. Nu te îngrijora. Trăiește prin credință. E bine să zicem amin aici la biserică. Dar când vine clipa să și trăim asta, să punem în practică ce voi zice atunci. Voi da repede mâna cu lumea până scap?
sau voi răbda? Și voi zice, Tată, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Ce voi zice? Când va veni ceasul greu al încercării, în care trebuie să rab, să înduri, să strâng din dinți, să supăr, să las de la mine, să slujesc celor care mă baciocorești și care nu merită, ce voi zice atunci? Tată, scapă-mă? Asta voi zice? Gata, m-am săturat, de ajuns, nu mai pot, m-a zis Ilie, i-am viața, nu mai este nimeni ca mine, eu sunt singurul, nimeni nu mai se jefește, nimeni nu mai face, numai eu. Tată, scapă-mă? Domnul Iisus zice, oare cum aș putea să-i cer asta Tatălui, când eu, tocmai pentru asta, am venit până la ceasul acesta? Amin? Oare cum aș putea să zic, Tată, scapă-mă, când eu, tocmai pentru asta, am venit pe lume, ca să mă consum pentru lucrarea Domnului, să aduc roadă în cazul Domnului Iisus Hristos pentru Calvar, pentru Golgota, pentru asta ajunsese până la ceasul acela. Deci zice Domnul, nu voi zice scapă-mă, ci voi zice merg înainte, rab, îmi consum viața, indiferent cât. Voi zice, Tată, mergem înainte, glorifică numele Tău. Versetul 28, Domnul Iisus zice, Tată, glorifică numele Tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, L-am glorificat și îl voi glorifica iarăși. Domnul Iisus Hristos nu este prima dată când îi face bucurie Tatălui. Glasul acesta s-a mai auzit din cer pentru Fiul Său preiubit, în care Tatăl și-a găsit toată plăcerea și prin care Tatăl era glorificat. Și El zice aici, L-am glorificat, mă bucur în tine și îl voi glorifica iarăși prin ceea ce ești de acord să împlinești. Și versetul 30, versetul 29, mulțimea era confuză și zicea, ce s-a auzit? A fost un tunet? Ce s-a auzit? Un înger a vorbit cu el? Acum, eu cred că glasul acela se auzise destul de clar. Dar știți, atunci când auzim ceva ce nu ne convine, sau ce mi se pare că nu e normal să auzim, mai întrebăm o dată, nu știu dacă ați pățit asta. Pățesc deseori cu cei care le spun să facă ceva. Repetă după mine, încă o dată, dar zic ce, n-am vorbit clar de prima dată? Ei au auzit destul de clar, dar nu le vine să creadă ce am zis. Și atunci mai repet o dată după mine, ca și cum n-am înțeles. Și de unde știm și cred că glasul acesta s-a auzit destul de clar, pentru că Domnul Iisus zice clar în versetul 30, nu pentru mine a fost glasul acesta. Nu a fost doar pe înțelesul meu, pentru voi s-a auzit glasul acesta. Păi dacă pentru ei s-a auzit glasul, înseamnă că s-a auzit clar, nu-i așa? S-a auzit clar, ca să-l audă. Pentru ei era glasul acela. Domnul Iisus Hristos zice, l-ați auzit? Ați auzit ce zice Tatăl? Voi ce veți zice? Dragii mei frați și surori, dragii mei ascultători, este așa de trist că Dumnezeu ne-a creat cu un scop și ne-a dat omenire. Și sunt mulți oameni care sunt păcăliți de această filozofie a autoconservării, a păstrării, care iubesc viața aceasta și lucrurile din lumea aceasta și ajung să moară și nici măcar să nu-și găsească scopul vieții, nici nu știu pentru ce au venit pe lume. Nici măcar nu-și găsesc menirea. Domnul Iisus Hristos știa pentru ce a venit pe lume. Pentru Calvar. Avram știa pentru ce a venit pe lume. David știa. Samson nu prea știa. Alții din personajele biblice știau. Știu eu? Știi tu? Ah, pe cum? Știu pentru ce am venit. Trebuie să construiesc aici. Am venit la Iazul Verde și trebuie să fac câteva căși aici. Trebuie să las moștenire. Trebuie să ajung cineva în lumea asta. Bine, dacă crezi că ai venit pentru asta, dă-i înainte. Va fi glorificat Tatăl prin asta? Te va cinsti El pe tine prin asta? Ești ucenicul lui Iisus? Da, știu. Lumea te va glorifica. Poate că vei trăi bine câțiva ani aici pe pământ. Dar ce va zice Tatăl? Știu eu pentru ce am venit în lumea asta? Tatăl face toate cu un rost și toate cu un scop. Și pentru fiecare dintre noi are o lucrare.
Ce mare onoare este să putem să fim folosiți de Tatăl în lucrarea Lui. Dar lucrarea aceasta nu este ușoară. Și sunt sacrificii și trebuie să îndurăm, trebuie să răbdăm. Citiți în Epistolele Apostolului Pavel să vedeți cât a răbdat și cât a suferit. Nu pentru că n-ar fi putut să aibă o viață mai bună, nu pentru că n-ar fi putut să trăiască mai confortabil, nu pentru că n-ar fi putut să-și asigure alt trai, ci pentru că aceasta a fost menirea lui Dumnezeu pentru el. Și el a zis, da. Dacă citim în Faptele Apostolilor, capitolul 20 și versetul 24, vedem la Apostolul Pavel exact această mentalitate a Domnului Iisus Hristos. Deci putem să zicem clar că a fost ucenicul lui. Fapte 20 cu 24, Apostolul Pavel se îndrepta spre Ierusalim și era înștiințat din cetate în cetate că l-așteaptă chinuri și lanțuri acolo și suferințe. Și frații spuneau, nu te duce, nu te duce, nu te duce. Și Pavel spune, în Fapte 20 cu 24, eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau doar să-mi sfârșesc alergarea cu bucurie și lucrarea pe care am primit-o de la Domnul, ca să mărturisesc Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Pavel știa care este menirea. Și nu vrea să-și cruțe viața. El era ucenicul Domnului Iisus Hristos. Deci, ce a zis el? Iată ce a zis. Dă-i înainte. Mă așteaptă lanțul, foamete, chinuri, închisori, boli. Dă-i înainte. Nu mă interesează viața mea să-mi o cruț, ci mă interesează să-mi împlinesc menirea, lucrarea pe care mi-a dat-o Tatăl. De ce? Este oare nebunie în asta sau înțelepciune? Misionarul Jim Elliot, m-am pus filmul cu el acum câțiva ani, a spus, nu este nebun cel care dă ceea ce nu poate ține ca să câștige ceea ce nu poate pierde. Acest proverb este bazat exact pe cuvântul Domnului Iisus Hristos. Cine își cruță viața, o va pierde. Nu este nebun cel dă care, ceva care nu poate să țină. Cât o să ții? Cât o să cruți? Cât o să păstrezi? Cât o să economisești? Cât o să ai dobândă de lucrurile astea care le strângi? Cât o să-ți ajungă? Ca să câștige, zice el, cele pe care nu le poate pierde. Comunile veșnice, care nu le mănâncă nici rugine, nu le sapă nici hoții și care au o valoare eternă. Deci iată, eu nu țin numai decât la viața mea. Domnul Iisus Hristos asta a zis. Eu pentru asta am venit. Tată, mergem înainte. Glorifică numele Tău. Și Tatăl a zis, așa voi face. Mă bucur în Tine, Fiul meu. Eu ce voi zice? Tu ce vei zice? Domnul să ne ajute să alegem ce trebuie. Amin.